Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru sâmbătă 6 martie. Și acum hai să vedem ce energie o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, foarte interesant! Hai să vedem ce înseamnă aceste cărți. În primul rând, pe partea de dragoste, avem șaptele de bâte. Pentru toată lumea, fie că sunteți singuri, fie că sunteți într-o relație, cheia zilei de azi, energia zilei de azi este de renunțare la sine, de eforturi depuse în slujba altora. Ce înseamnă asta pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată? E foarte important astăzi să vă canalizați atenția și eforturile asupra nevoilor partenerului sau partenerei voastre. Dacă ieri cu Regina de Săbii era important să conștientizați că voi sunteți sursa propriei voastre fericiri și voi sunteți responsabili pentru sentimentele și emoțiile voastre, astăzi este important să înțelegeți nevoile partenerului sau partenerei voastre. Doar pentru că nu e responsabilitatea voastră ca aceștia să fie fericiți sau împliniți, nu înseamnă că nu aveți nicio responsabilitate față de ei. Să ne înțelegem, nu asta am vrut să vă spun ieri, dimpotrivă. Orice parteneriat vine cu anumite responsabilități implicite. Și astăzi este una din acele zile în care partenerul sau partenera voastră are nevoie de susținerea voastră, de ajutorul vostru, de toate acele lucruri benefice pe care un parteneriat le aduce. Prin urmare, azi, chiar și în cele mai mărunte lucruri, când vă pregătiți o gustare, întrebați și pe partenerul, partenera voastră, poate își doresc și ei un măr, un fruct, un ceva. Când vă așezați la masă, faceți așa un act frumos, un lucru frumos pentru partenerul și partenera voastră și serviți și pe ei cu mâncare. Când vă puneți un pahar cu vin, întrebați și persoana de lângă voi, poate își dorește și el sau ea să fie așa puțin răsfățat. Cu șaptele de bâte, astăzi este o zi în care să vă răsfățați partenerul sau partenera, să comunicați cu aceștia, să-i întrebați ce nevoi au, dacă se simt bine, dacă puteți să-i ajutați cu ceva. E momentul ca voi să fiți dezinteresați și să acționați pentru binele altei persoane. Pentru cei care sunteți singuri, aplicați exact aceleași principii în viața voastră ca să atrageți acest partener sau parteneră ideală. Astăzi puteți să întâlniți o persoană cu care în viitor să începeți o relație, dacă faceți acte de caritate, muncă de voluntariat, dacă îi ajutați pe oamenii din jurul vostru complet dezinteresat. Pentru cei care sunteți deja în discuții cu un posibil partener, parteneră, dar n-ați oficializat încă relația, de asemenea, aplicați același principiu în viața voastră. Ajutați oamenii din jurul vostru și nu doar persoana cu care discutați. Pentru că acest comportament dezinteresat, altruist, pe care o să-l aveți astăzi, o să-l ajute pe un posibil partener sau parteneră să-și contureze mai bine imaginea asupra voastră, să vadă o altă latură a personalității voastre și cui nu-i place să știe că partenerul, partenera, persoana de care e interesat, e o persoană bună, altruistă, dornică să-i ajute pe cei mai dezavantajați. Astăzi, orice acte faceți din bunăvoința inimii voastre, o să fie așa o energie pozitivă pe care o eliberați în univers și care mai devreme sau mai târziu o să se reîntoarcă asupra voastră și o să vă aducă foarte multă armonie și lucruri bune pe sectorul de dragoste. Pe partea de sănătate avem judecata, o arcană majoră care ne arată că sunteți într-un punct critic, un punct cheie, un moment de cotitură. Astăzi o să conștientizați exact tot ce ați făcut greșit până acum în starea voastră de sănătate, de ce ați ajuns să aveți problemele pe care le aveți. Și cu această carte aici, cu judecata, Universul vă dă șansa să o luați de la capăt. Este un nou start, un nou început. E ultima șansă. Dacă nu faceți acum
schimbările necesare. Pe urmă o să fie mult mai greu, mult mai costisitor, mult mai dificil să îndreptați lucrurile în sănătatea voastră. Cu această judecată, organismul vostru, corpul vostru vă dă un ultim semnal de alarmă. Acționați acum, înainte să fie prea târziu. Prin urmare, pentru aceia dintre voi care astăzi o să aveți o problemă în sănătate, că e o durere de cap, de spate, de gât, de orice ar fi, orice problemă de sănătate se reactivează în viața voastră astăzi și vă dă așa un semnal de atenție, atenție, aici ceva nu e ok, e foarte important să nu ignorați aceste semne, să țineți cont de informațiile pe care acum organismul vostru vi le transmite și să reacționați în consecință. Pentru că altfel riscați să ajungeți de la o simplă problemă de sănătate, la o boală cronică, la ceva ce nu se mai poate trata prin metode naturiste, prin tratamente preventive, ci riscați să ajungeți la ceva foarte serios, chiar la intervenții chirurgicale. Așa că aveți mare grijă astăzi aici. Nu vă speriați de această carte, pentru că judecata e ultima șansă pe care Universul vă dă ca voi, prin propriile voastre puteri, prin propria voastră voință, să schimbați lucrurile, să îmbunătățiți lucrurile. De aici trebuie și voi să contribuiți. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem nouăle de bâte. Aceasta este o carte foarte interesantă, care are un simbolism foarte complex în spatele său. Vedem aici această persoană care e foarte sigură pe sine, are niște principii, o etică și o morală foarte clară de la care nu e dispus să devieze sub nicio condiție. Știe exact ce vrea să obțină, știe exact pentru ce se luptă, știe care este țelul final. Și în același timp, acest om care stă aici în fața pomului vieții este conștient și de toate pericolele din jurul său. E conștient că aici sunt persoane care îi vor rău, că aici sunt niște persoane care deja i-au pregătit lațul și sunt pregătiți să-l spânzure atunci când vor identifica cea mai mică urmă de slăbiciune, când vor avea prima oportunitate. Dar în același timp, această persoană știe că scopul său final, țelurile sale, ceea ce vrea să obțină, merită toate aceste riscuri. Și atunci mesajul pentru voi, pe partea voastră financiară, de afaceri, de bani, de carieră, este să analizați atent situația din jurul vostru. Analizați atent toate riscurile. Care sunt oamenii pe care vă puteți baza cu adevărat? Care sunt oamenii care v-ar trăda la cea mai mică șansă, la prima oportunitate? Pentru că doar având toate informațiile, doar cunoscând realitatea pe de-a întregul, puteți să vă faceți un plan de acțiune realist și puteți să vă asigurați succesul. Succesul nu e garantat pentru nimeni cu această energie aici. Și exact la fel cum voi s-ar putea să vă simțiți vulnerabili astăzi, e important de reținut că și dușmanii voștri, inamicii voștri, cei care vă vor rău, competitorii voștri, și ei sunt supuși acestor energii. Aici nimeni nu este imun, nimeni nu are succesul garantat, oricât de sigur sau nesigur vă simțiți pe poziția voastră. Succesul va fi de partea persoanei care acționează cu integritate, onestitate, după litera legii, după principiile sale morale. Și în urmare, profitați de această zi ca să faceți o analiză de riscuri și de oportunități, ca să vă dați seama mai clar cum stau lucrurile, cine e de partea voastră și cine nu. Foarte interesant și pentru această zi. Și înainte să finalizăm etalarea, vreau să vă scot un card de înțelepciune, un mesaj frumos pentru toată lumea. Până când amestec eu aceste cărți, lăsați-mi în comentarii care este baba pe care v-ați ales-o voi. Dacă nu știți despre ce vorbesc, în tradiția românească, în primele 9 zile din luna martie, ne alegem numărul sau baba și în funcție de cum ne merge în ziua respectivă, se spune că așa o să ne meargă tot anul. Tradiția vine de la baba Dochia, care în primele 9 zile din luna martie își dă jos cele 9 cojoace și face loc venirii primăverii. Și pentru această tradiție foarte frumoasă v-am pregătit pentru fiecare număr în parte, de la 1 la 9, câte o etalare suplimentară pentru fiecare zi.
linkurile le găsiți aici în colțul din dreapta sus și dacă în playlist nu găsiți numărul pe care l-ați ales voi, înseamnă că încă n-am ajuns la ziua respectivă, pentru că etalările acestea le pun câte una în fiecare zi la ora prânzului pentru ziua respectivă. Și dacă vreți să fiți notificați când pun materiale noi pe canal, trebuie doar să vă abonați. Găsiți butonul aici în partea dreapta jos, e gratis, nu vă costă nimic și dacă apăsați și pe clopoțel, YouTube o să vă trimită automat o notificare când pun materiale noi. Și acum să vedem mesajul pentru această zi. Le îngădui celorlalți să fie ei înșiși. Nu încerc să îmi vindec prietenii. Îmi fac munca mentală și mă vindec pe mine. Acesta e cel mai bun lucru pe care îl pot face pentru ceilalți. Un mesaj foarte frumos pentru toată lumea. Țineți minte aceste cuvinte atunci când în această zi vreți să vă influențați partenerul, partenera de viață, prietenii, colegii. Nu încercați să vă manifestați influența în acest fel, mai bine lucrați asupra voastră pentru că de aici o să aveți mai multe beneficii. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!